Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod pe acest canal complet retardat. Că tot n-am fost astăzi la școală și pot să zic că iubesc Ministerul Educației și Sistemul Învățământului și tot ce are legătură cu asta. După ce am stat cam vreo 7 ore degeaba, am zis, bă, hai să încerc să filmez și eu ceva. Acum știu că freza îmi stă ca un cangur rătăcit, dar am zis, bă, asta nu mă oprește să fac un episod cu bla bla bla. Găsim-o, este. Că tot am făcut 15.300 de abonați, am zis, bă, hai să fac și eu ceva. Bineînțeles, un nou mini-sketch. Mi-a venit o idee și am zis să fac tipuri de abonați. Nu uitați de un like și hai să vedem ce a ieșit. Ăla fericit. Ei, a postat Sneak. Ăla care nu e fericit. Iar o postat ăsta. Ăla indiferent. Ăla entuziasmat. Bă, tu ești prost. Nu a postat Sneak. Sneak. Salutări și bine! Ăla fără net. Hai, frate! Ăla hater. Ăla primul. Eu sunt primul. Sneak, like, Sneak, face treabă bună, primul. Ăla ultimul. Hei, prieteni, nu știu dacă o să ghiciți vreodată, dar am dat de un vlogger super tare care nu știți, deci nu o să ghiciți, este român și știți cum îl cheamă? Îl cheamă Elias Vlogs. Îl știți cumva pe Elias Vlogs? Este un vlogger foarte tare, tocmai ce am dat de el. Ăla pen pineapple apple pen. Ăla care se uită la telefon. Salut și bine v-am pregătit la un video foarte retardat. Retardat. Așa că am făcut felul următor. Măi, Sneak. Da, bă, nu a ieșit destul de lung sau nu a ieșit destul de amuzant, dar eu am zis, hai totuși să încerc și eu să văd cum e. Dacă tot așa, hai să o fac și pe asta.